Colega voastră, Alina Liller, de la clasa 10-a G, eleva acestui scuze, am și emoții, o să vă mâneze o tipă, o să vă spună Adina pentru ce. Bună ziua, domnule academician, mă numesc Lila Adina, sunt eleva a Colegiului Național Tudor Vladimirescu și am la fel de multe emoții precum profesora mea de română. Permiteți-mi să vă ofer, ca semn de prețuire al elevilor, din partea elevilor și al profesorilor, un semn de excelență și vă mulțumim că sunteți astăzi aici. Și prin dumneavoastră sărbătorim cei 125 de ani cu adevărat. Pe lângă acest semn de excelență, aș vrea să vă ofer și primul nostru volum, o carte pe care noi, elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu, am scris-o și am ilustrat-o împreună cu alți copii de la Școala Generală numărul 56 din București și am lansat-o anul trecut în această perioadă la Bookfest. Sperăm să vă placă ce am scris noi și, de asemenea, să ne vedeți munca. Mulțumim mult! Pentru că m-a referit la proliferarea diplomelor de excelență, iată că mi s-a pregătit și mie un an. Dar eu cred în sinceritatea acestui gest și o iau în special ca un semn de solidaritate cu provocările pe care le-am evocat și cu faptul că trebuie să facem acest efort de a fi oameni ai zilelor noastre, oameni ai timpului nostru, de a înțelege că noi putem trăi în același timp diverse identități. Poți să fii în același timp, nu doar poți, trebuie să vezi că nu e nicio incompatibilitate în a fi bun gorjan, bun român, bun european, bun om al planetei. Toate astea, ori merg toate mână în mână, ori nici la din ele nu este autentic. Să ne convingem de acest lucru. Că această capacitate de a trăi această multiplicitate de identități este impusă de lumea în care trăim. Și că nu mai pot să fii azi. Vedeți, provocarea vine de la Titu Maiorescu, de la 1863, când a lansat Juninea, Societatea Juninea. Aceasta era provocarea pe care o enunța Maiorescu. Să fim și local și universal. Să iubim și tradiția, dar și noirea. Deci lucrurile astea trebuie să meargă împreună. Și dacă înțelegem aceste lucruri, atunci viața va fi o plăcere. Vă mulțumim pe toți și domnului academician. Vă trimitem toate întrebările elevilor, le luăm astăzi din toată sala sau pe adresa dumneavoastră de mail, sunteți de acord? Și ne răspundeți când puteți, iar anul viitor vă așteptăm din nou la Târgu Jiu. Ne promiteți?
Îi spuneam domnului academician că surprizele continuă. Copiii v-au făcut un portret. Un autograf, vor un autograf din partea dumneavoastră. Da? Da. Aceea este un autograf de mare, este o întrebare, și așteptăm răspunsul la întrebare. Un autograf de la dumneavoastră. Ah. Vor să-i pun pe perete. Eu credeam că mi le dau. Acestea e dumneavoastră. Da? Da. Păi trebuie să-mi dea numele ei ca să-i spun. Numele vostru. Pentru clasa 11-a G. Clasa G. 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 Da. Vă mulțumim mult de tot. Acestea sunt întrebările pe care le vom lua. Răspundeți acum? Doamne, minunăție de om! O minunăție de om! Șpan Ioana Patricia întreabă. Dinamica răstoarnă explicația științei ca lumii potrivit care omul se află în timp, în favoarea ideii că timpul este în om. Mai este valabilă vechea concepție despre spațiu și timp absolut? În cartea mea despre timp, una din ideile de bază este următoarea. Cartea despre timp este o parte a cărții Paradigme Universale, carte mare, care are peste 1000 de pagini. Cuvântul timp, fără niciun epitet lângă el, nu are niciun înțeles. Cuvântul timp capătă înțeles numai din momentul în care îi atașăm un atribut. Timp cronologic, timp fizic, timp psihologic, timp biologic, timp lingvistic și așa mai departe. Aici pot să subînțeleg că în întrebare este vorba de timpul psihologic. Omul se află în timp. Da. Deci, conform fizicii Big Bang-ului, timpul este, ca și spațiul, sunt creații ale nașterii Universului nostru. Deci, sigur că noi suntem în interiorul timpului. Și tocmai în asta stă, vedeți, dificultatea de a înțelege timpul. Una din dificultăți e faptul că timpul nu e un lucru exterior mie care îl observ. Nu observ eu acest pahar, eu sunt aici, paharul e acolo. Nu. Eu sunt în interiorul timpului. Deci, fiind în interiorul timpului, nu-l pot
am o percepție a lui cu totul trunchiată, deformată. Dar trebuie să ne resemnăm cu această situație. Asta face parte din datele noastre ca ființe umane. Deci, spuneți că dinamica răstoarnă explicația lui potrivit care omul se află în timp. Nu răstoarnă. Deci o răstoarnă, nu înțeleg. În favoarea ideii că timpul este enorm. Păi nu. Și noi ne aflăm în timp și timpul se află în noi, adică lucrurile astea nu se exclud. Ați auzit, poate ați și văzut banda lui Möbius sau sticla lui Klein, în care diferența dintre interior și exterior este anulată. Banda lui Möbius, diferența dintre față, dos, este anulată. Vă spuneam că în cultura actuală toate frontierele tradiționale sunt transgresate, sunt sfidate. Deci, marea problemă pe care o pune cultura actuală este că percepția noastră senzorială, intuitivă, este tot mai mult depășită de realitatea științifică, artistică sau filozofică. Era o perioadă, până în secolul XIX, când acea știință galileo-newtoniană se dezvolta în armonie cu percepția noastră senzorială. Ei, această armonie a început să se strice începând cu geometriile neocridiene pe care dumneavoastră nici măcar nu le învățați la școală. Vedeți că eu vorbesc de sărite, dar nu pot să nu-mi exprim consternarea că dumneavoastră programele după care s-au alcătuit, manualele după care trebuia să învățați, vă ascund exact lucrurile cele mai captivante și mai extraordinare ale științei și ale artei și ale filozofiei, cum au fost aceste geometrii neoclidiene. Manualele s-au umplut de lucruri plictisitoare care nu răspund la nicio întrebare și o lasă afară, continuă să lase afară minuni ale descoperirilor și invențiilor omenești. E mare păcat și trebuie să luptăm împreună, să fim solidari pentru a înlătura aceste anomalii. Ia-o direcțiune. Las-o. Las-o pe scaun. Ce părere aveți despre extrem de des întâlnita oglindire a șirului Fibonacci în natură? E, aici e o problemă. Da, șirurile lui Fibonacci au apărut ca reflectare a modului de reproducere a iepurilor de casă. Dar după aceea, vă spun, epoca lor de glorie a început în momentul în care, dacă nu mă înșel, Kepler a descoperit că șirurile lui Fibonacci sunt într-o legătură organică cu proporția de aur. Proporția este acea proporție în care un segment este împărțit în două segmente inegale, astfel încât raportul dintre segmentul mare și segmentul mic să fie egal cu raportul dintre segmentul total și segmentul mare. E,
Există acum, există chiar o revistă specială, Fibonacci și Quaterly, o revistă special dedicată matematicii legate de șirurile lui Fibonacci. Deci, ce părere să am? Este de un reflex al faptului că, vedeți, aceste regularități matematice sunt solidare cu regularitățile naturii. Și numele lui Fibonacci a pătruns azi multe teorii moderne din informatica teoretică, din teoria numerelor. E un lucru captivant pentru care merită să te duci la facultatea de matematică. Anton Alexandra, care credeți că este veriga slabă a învățământului? Asta e prima întrebare. Nu e una. Unele din ele vi le-am înșirat. Ca să răspund la astfel de întrebări, eu tu scriu mii de pagini pe care le puteți vedea în cărțile mele și nu numai eu, atâți alții. Deci, dacă vreți, uite, vă sună o verigă care exprimă totul. Că nu se respectă, sunt călcate în picioare nevoile și drepturile fundamentale ale copilului, ale adolescentului și ale tânărului. De ce credeți că din ce în ce mai mulți elevi sunt întrebați și nu își pun întrebări nici lor, nici profesorilor? Pentru că n-au fost antrenați, n-au fost deprins să o facă. Adică, în loc ca de la cea mai fragedă vârstă, vreau să știți că când erați foarte mici, aveați o vocație, o verbă interrogativă nestăpânită. Dar această verbă interrogativă, în loc să găsească în mediul ambient o înțelegere totală, a găsit de foarte multe ori o cenzură. Adică ați întrebat odată, de două ori, de trei, de la a treia, a patra întrebare, ați început să-i enervați pe interlocutor, să-i deranjați, că poate puneați întrebări la care nu știau să răspundă. Să vă consider obraznici integrarea, întrebarea ca act de indisciplină, integrarea care trebuie penalizată și așa mai departe. Deci, acesta este unul din marele vicii ale școlii, că nu v-a educat în a înțelege că totul pornește de la nevoia de a întreba. Fără această nevoie, nu se poate naște cultură. Și că trebuie să fie un echilibru între nevoia de a întreba și nevoia de a răspunde. Că trebuie să înțelegem că orice răspuns la o întrebare naște în mod firesc alte întrebări. Și chiar aș spune că întrebările sunt generate pe scară exponențială. Acest lucru nu se face. Mi s-a adresat vreodată o chestiune de acest tip. Nu, Dumnezeu se cere să răspundeți la care întrebare și să vă spun, să vă ceară din răspunsul pe care l-ați obținut, ce întrebări credeți că apar în mod natural. Nu se face lucrul ăsta. Deci dacă nu există antrenament în această direcție, evident că nu se formează deprinderea respectivă. De ce credeți, alta, treia întrebare, considerați că și civilizația internetului în pregătirea atâtor elevi, că
câștigă de profesor, s-ar îmbunătăți, ar îmbunătăți relația dintre aceștia sau din potriva ar domina interacțiunea. Ar îmbunătăți-o, pentru că vedeți ce se întâmplă. Ce trebuie înțeles azi? Noi suntem acum într-o perioadă de trecere în care cultura omenirii se mută de pe suport hârtie, pe suport electronic. E necesar în momentul de față să dai atenție egală acestor două forme de cultură. Cultura pe hârtie, cultura pe internet. Să înveți să faci naveta între ele, adică să înțelegi modul în care ajuns într-un anumit punct într-o lectură din carte, apare nevoia să mergi pe internet, pe anumite site-uri. Și mergând pe anumite site-uri pe internet, apare nevoia să te întorci la anumite cărți pe hârtie. E, asta este lucrul care nu se face. Și această navetă e necesară în toate domeniile. Nu se face deloc lucrul ăsta. Deci, asta este starea naturală a lucrurilor astăzi. Dacă noi refuzăm să o vedem, am văzut de vină cum punea problema cineva de la minister, că să nu uităm că elevii nu învață doar din școală, învață și din internet. Păi dar cum? Așa se pune problema. E școala aici, internetul e acolo? Nu. Școala trebuie să-și incorporeze internet. În calitate de doctor în matematică, ce le-ați spune copiilor care nu sunt apropiați de această materie pentru a-i face să-și deschidă sufletul spre ea? Întreabă George Daian. Păi le-aș spune următorul lucru. Să facă ce-am făcut și eu, pentru că eu ca elev, când eram pe vârsta dumneavoastră, n-aveam niciun atașament pentru matematică. Îmi plăceau poezia, teatrul, filozofia, iar de matematică m-am apropiat după ce am terminat liceul abia. Și atunci mi-am dat seama că matematica școlară nu prea avea legătură cu adevărata matematică. Deci să ai încredere, dar astăzi vedeți pe vremea când eu eram de vârsta dumneavoastră, posibilitățile de informare, de acces la cultură erau foarte reduse. Cărți puține. Astăzi, cum v-am spus, sunteți răsfățați de istorie. Informația nu lipsește, prisosește chiar. Trebuie să știi să te orientezi, să cauți, să simți care sunt lucrurile semnificative, care mai puțin. Într-un interviu a susținut că există o unitate culturală de care învățământul nu ține cont. Cum putem regăsi această unitate în școlile din România? Întreabă Lila Dină. Da, vedeți, dumneavoastră învățați diverse discipline, dar le învățați fiecare dintre ele ca o întreprindere pe cont propriu. Ori lucrul acesta e cu totul străin de realitate. Realitatea nu e împărțită în discipline. Dumneavoastră nu vedeți? Uitați-vă, am să vă spun un lucru. Exact de azi într-o săptămână va fi la Academia Română discursul de recepție al lui Gheorghe Păun, la care eu o să dau răspunsul. În acest discurs de recepție, care are titlul următor, căutând calculatoare în celula biologică, se vede ceea ce se vede din o mie de alte direcții, că azi
toate domeniile s-au amestecat, că nu mai pot trăi izolat. Și științele exacte și ale naturii, și ale informației, și ale discipline sociale, inteligența artificială nu se poate, nu poate ignora nici sociologia, nici lingvistica, nici psihologia. Deci asta e realitatea de astăzi pe care birocrația școlară o ignoră deocamdată. Amintește de ea din când în când așa ca ceva secundar. Am afirmat că trebuie să fim în stare să ne bucurăm în fiecare zi. Nu credeți că internetul, nu credeți că va interveni și umbrește, ce umbrește tinerilor prilejul de a ne se bucura de aceste lucruri simple, dar esențiale în viață. Da, îmi pare bine că ați întrebat acest lucru, pentru că, până la urmă, dacă noi nu găsim plăcere și bucurie în a învăța, la ce mai este bună viața asta? Cu ce ne mai deosebim de niște simple animale? Și vedeți că situația tragică e asta, este că prea mulți tineri ajung la vârsta crucială a adolescenței, a despărțirii de copilărie, din momentul în care încep să fie responsabil, simt nevoia să găsească o motivație a vieții lor, procesul de educație eșuează. Deci, tot secretul succesului de aici vine, să reușești să descoperi resursele de bucurie pe care ți le te poate procura știința, arta, filozofia, etc. Dacă toate aceste splendori, eu i-am numit, am spus chiar că școala livrează în mare măsură sclav cultural. Sclav cultural în ce sens? În sensul că chiar dacă unii ajung într-o stare bună materială, dar ei nu reușesc să dea vieții lor o motivație care să-i scoată din starea de animalitate. O motivație care să te ridice spiritual. Eu vă spun că de multe ori, când citesc o teoremă extraordinară, când o înțeleg, când ajung să o înțeleg, când citesc o poezie profundă și trăiesc bucuria ei, imediat mă gândesc, când întâlnesc atâția oameni în jur care n-au ajuns să trăiască nici emoția poetică, nici emoția științifică, nici emoția filozofică, îi văd ca pe niște sclavi, ca sclavi din antichitate, care n-aveau acces la artele liberale, la acele discipline care se considerau că sunt
dăpătoare de bucurie de a le cultiva de dragul lor. Adică să simți bucuria în fața de a face un lucru de dragul lui, nu pentru o motivație pecuniară, mercantilă. Or, dacă școala nu reușește să-ți dea acest lucru, ce să mai ai, ce valoare au diplomele de bacalaureat universitare? Și din păcate asta este realitatea dramatică a României, că alături de un număr de diplome cu acoperire, livrăm o sumedenie de diplome fără acoperire. Oameni care termină școala, termină universitatea, nu sunt nici oameni de cultură, nici intelectual. Deci aici totul se descoperă bucuria de a face un lucru de dragul lui, oricare ar fi acel lucru. Dacă are făcut de dragul lui, în mod automat, el se va transforma și va contamina de bucurie și pe alții. Și de aici vine, vedeți, din cauza că nu se întâmplă acest lucru și trăim în viteză, apare acest deficit de afectivitate care se oferă la generația dumneavoastră, pentru că totul se face într-o mare viteză și mâine în conferința mea, de aici am să încep, să știți, de la... Mâine am să încep conferința de la un alt punct nodal al Târgu Jiului și care este Vâncuș. Dacă ați avea vreo posibilitate să dați timpul înapoi, ați prefera să fiți înscris într-un sistem educațional din vremea copilării dumneavoastră sau ați prefera sistemul de azi? Vrăjitorul Virginia Maria. Nu. Să știți că noi avem tendința de a superlativiza trecutul. Sigur că există în trecut, trecutul trebuie cunoscut, și el adăpostește multe frunți luminate, dar în ansamblu nu pot spune că eu am trăit în copilărie o educație mai bună decât ați venit-o dumneavoastră acum. Nu pot să spun acel. Era alta, dar nu pot să spun că calitativ era mai bună. Considerați că matericienii ca ființe finite pot aduce lumină în Sfântul Infinitului. Păi asta este, de aceea am ales eu matematica, pentru că am descoperit că nu doar poezia este o lecție a infinitului și matematică. Și chiar unii mari matematicieni definesc matematica drept studiul infinitului. De asta am ales eu matematica, pentru că am simțit că nu mai vreau să completez înțelegerea infinitului, cea pe care ne-a dat-o poezia. Cum v-ați jucat cu timpul? Ați făcut compromisul? Raluca Urbișului. Am făcut. De pildă, din cele 4 volume de rând deschise pe care le-am publicat până acum, 2 conțin articolele mele de pe vremea comunistă. Și acolo se pot vedea compromisurile pe care le-am făcut, compromisurile care trebuiau făcute pentru a putea face cultură sub dictatură. Și istoria să judece dacă au meritat să fie făcute aceste compromisuri. Adică problema era ce câștigi într-o direcție când pierzi un anumit lucru într-o altă direcție. Vă mai confruntați cu frica asupra eșecului? Dacă da, cum reușiți să vă... Nu.
Nu numai că mă confund, dar nu e vorba de frică, să nu-ți fie frică de eșec. Tocmai în asta stă una din marile tragedii ale educației, că n-a reușit să înmănâncheze educația cu ludicul, cu jocul. Adică jocul a avut mereu și are și acum un statut de lucru care și are locul firesc în cadrul divertismentului. La oră suntem serioși, cu fața gravă, în recreație ne jucăm. Această mentalitate este stupidă și tragică. Dacă jocul nu e introdus ca un ingredient esențial al procesului de învățare, eșecul e inevitabil. Și, între altele, jocul asta înseamnă, știți ce înseamnă jocul? Eu am dezvoltat o tipologie a trei feluri de jocuri. Dintre toate jocurile copilăriei, cel mai semnificativ este cel pe care l-ați practicat la vârsta de 2 ani, la vârsta în care ați învățat să vă țineți pe picioare și să mergeți. Și acolo se vede clar că eșecul este o componentă firească și inevitabilă a nevoii de a înțelege și de a învăța. Pentru că orice copil, înainte de a se putea ține pe picioare și a face un pas, eșuează, cade. Cade odată, cade de două ori. Nu îi se pune o limită de câte ori are dreptul să cadă. Se vede clar că actele cele mai elementare ale vieții, noi le-am deprins, le-am învățat, numai pentru că am avut dreptul de a eșua și de a greși. Fără dreptul la eșec și dreptul la greșeală, nu există învățare autentică. Noi ce am făcut? În loc să dezvoltăm această mentalitate sănătoasă, am pus eșecul sub stigmatul păcatului. Cine a greșit să plătească. N-am fost în stare, școala n-a fost în stare să distingă între greșeala care și eșecul care vin din încercarea de a face ceva nou, ceva ce n-ai făcut până azi, de greșeala stupidă pe care o faci pentru că transcrii greșit când copiezi de la un alt elev. Deci, să nu mai vorbiți de frica de eșec, să nu vă frie de eșec. Drumul spre succes trece inevitabil prin eșec și prin greșeală. Sunt cu totul 3-4 exemple de astfel de... Deci, totul această separare pe discipline care și-a avut rostul ei, istoric, este cu totul depășită de realitatea azi. Și burocrația școlară care simte acest lucru, că în toate programele se sloganul interdisciplinarității nu lipsește, dar nu îl pune în aplicare. Demagogia e practicată în toată linia. Cum credeți că pot fi depășite granițele artificiale de discipline pentru a fi deschis un drum al succesului pentru tine? Îi vedeți, eu despre aceste întrebări mă scriu în toate cărțile mele. Astea sunt întrebări la care răspunsurile nu pot fi date doar la modul general. Trebuie să arăți la bani mărunți cu exemple cum se întâmplă lucrurile. Fără acest metabolism al disciplinelor,
Nici nu poți înțelege lucrurile ca lumea. Nu le înțelegi. Pentru că modul în care disciplinele s-a construit a fost unul interdisciplinar. Dar eu nu mai folosesc acești termeni. Inter, multi, transdisciplinar, nu le mai folosesc. Eu vorbesc despre metabolismul disciplinelor și, dacă vreți, nici mai vorbesc de discipline. Mie mi se pare că sănătos este să vorbești de întreaga cunoaștere umană ca un singur teritoriu care trebuie străbătut fără prejudecăți și fără împărțiri pe parcele. Sunt călcate în cele drepturile fundamentale și nevoile fundamentale. Da. De ce sunteți de această părere? Păi, de aia au părut. Iată, această nevoie fundamentală a copilului de a pune întrebări, de a fi curios, e reprimată din momentul în care e reprimată în mare măsură chiar în viața de familie. Lucrul ăsta este bine cunoscut și reflectat în... S-a ajuns chiar la sloganul: un copil cu minte nu vorbește de întrebare. Reprimarea nevoii de întrebare poate fi contestată? Poate contesta cineva faptul că eu am vizitat sute de ore de clasă, am fost în inspecții de grad, am văzut la fața locului cum se întâmplă cu această cenzură a nevoii de întrebare, la care nu renunțăm. Dar nu-i doar nevoia de a întreba, nevoia de mișcare. Iată, o nevoie vitală a copilului de a se mișca. Și care e sloganul în foarte multe familii? Sloganul care guvernează relația cu copilul mic: stai locului! Asta înseamnă. Copilul trebuie să stea locului. Păi asta este exact împotriva firii sale. Este pus pe bancă, fixat într-un loc anumit. Sigur, eu nu vreau să spun că trebuie să trecem la extrema opusă, să introducem anarhia. Dar vreau să vă arăt că nu pot să uit discuția cu... Eram într-un autobuz și șoferul l-a dat pe copilul ăia alături și îl întreb pe copil: mergi la școală? Îi spune: merg la clasa 0, dar după tot se vedea că nu-i place. Și nu-ți place? Nu! De ce nu-ți place? Că m-a pus să stau într-o bancă și să desenez desișoare. Și tu ce ai vrut să fac? Eu voiam să mă plimb cu bicicleta. Iată un copil de 5-6 ani care pune degetul pe rană. Exact arată cât de stupiți pot să fie adulții cu cei mici. Încălcarea nevoiei vitale de mișcare. Și pot continua așa. E atât de clar lucrul ăsta. Organizațiile internaționale pentru copii se ocupă de fie problema hranei pentru copiii din Africa, lucruri de adăpost, dar nu se ocupă de problemele acestea. Nevoia de întrebare, nevoia de mișcare, nu se ocupă nimeni. Nu se ocupă nimeni, asta e adevărat. Și toate lucrurile astea se răzbună interior. Nasc ființe mutilate, ființe care au trebuit să trăiască an de-a rândul stări de frustrare, care urmă explodează în diverse forme. Care? Se pare că asta e mult. Mai aveți? Mă bucură că mi-ați adresat aceste multe întrebări, dar aștept în continuare.
Pentru că se poate întâmpla ca răspunsurile mele să genereze la dumneavoastră nevoia altor întrebări. Dar să știți că fără starea de curiozitate, fără nevoia aceasta, nu suntem oameni. Știu că sunteți un mizinist feroce. Băi tare, știți băi tare. V-am adus niște epigrame. Ho! Diferențe, epigrame. Se vede chiar și pe întuneric capul perfect și aproape sferic. E aproape sferic. Dar dacă îl bați în lung și în lat, devine doar un cap pătrat. Îmi pare rău că am generat această epigramă, dar asta este. Arhimede și Poincaré. Un punct de sprijin sub picioare am pus pământul în mișcare. Mai este, eu am câștigat oprindu-l cu un punct pătrat. Nu înțeleg. Să vezi, ale cui sunt astea? Sunt copiate de undeva. Ceata între Arhimede și Poincaré, Poincaré vine în franceză punct pătrat. Uite, vă mărturisesc că, hai să mai vrem. Quadratura cercului, linia dreaptă nu trea niște vise, să vie printre linii curte închise. Cu trupul frânt și sufletul la gură, în cercul ei se cheamă quadratura. Vă mărturisesc, îmi pare rău să nu vă supărați, dar nu-i se pare prea reușită, să știți că în epigramă se reușește greu. Am fost provocat acum vreo 10 ani chiar de revista Epigrama să scriu un articol de... Am dat exemple de epigrame reușite, dar cele mai multe epigrame sunt slabe. Umorul e o chestie foarte delicată. Bine, vă mulțumesc! Da. Eu n-am obosit, să știți. Iată, umorul, că vorbim de umor. Și absența umorului, neînțelegerea faptului că umorul e un ingredient obligatoriu al educației, și asta este o sursă de eșec. Mi s-a întâmplat și mie personal ca elev să sufăr pe o profesoară care m-a văzut zâmbind și m-a suspectat că zâmbetul meu ar putea avea o conotație obraznică. Deci, într-o educație normală, gluma, ironia, zâmbetul își au locul lor, dar evident, își au locul lor atunci când vin la momentul potrivit. Nu poți fi înlocuite cu simulări doar de rând. Dar umorul este și el un ingredient obligatoriu al educației. Nu trebuie confundată seriozitatea cu gravitatea. Un om cu adevărat serios zâmbește și râde în timp ce e serios. Și vă spun lucrul acesta
văzând starea cu totul precară a umorului practicat în multe emisiuni, în mass media, un umor vulgar, acultural, generat de defecte fizice ale unei ființe umane, și lucrul ăsta se învață. Unde eu am publicat acum un articol pe Nepotius, pe care l-am intitulat așa: Internet, proprietate intelectuală și de tot cazul. Internet și proprietate intelectuală de tot cazul. Pentru că l-am prins pe cineva care a publicat sub numele lui un text pe care eu îl publicasem mai de mult și nu și-a dat seama că s-a trădat, pentru că în acel articol, la un moment dat, eu spun cum arăt într-o carte, în tare cartea mea, și menționez tipul cărții și editura. Și felul ăsta, el, procedând repede cu metoda copy-paste, nu și-a dat seama că singur s-a trădat ca hoț. Dar nu mai spun că internetul, vedeți, toată lumea acuză internetul, iată, din cauza internetului a înflorit plagiatul, dar la care eu adaug, dar tot datorită internetului îi prindem ușor pe plagiator. Deci, vedeți, aceasta este realitatea publicitară în care trăim. Că diavolul și îngerul sunt alături, binele și răul sunt alături. Îi mulțumim mult de tot domnului academician pentru, cel puțin pentru efortul de a veni de la București la Târgușin cu un program extrem, extrem de încărcat. Este un om care este între avioane, între conferințe, între adunări generale ale Academiei și mai ales între întâlniri cu tinerii. Vă mulțumim mult de tot, domnul academician! Thank you.
să dau plus G. Cu fratimă. Am scris. Nu, târgul trebuie. Târgul, târgul. Da. Trebuie scris. Și mi-e bucă, da.